În municipiul Giurgiu a nins abundent, iar asta se vede cu ochiul liber. Utilajele de dezăpezire au apărut pe teren de la primii fulgi, dar edilul nu s-a declarat mulțumit în totalitate. Între timp, a revenit la gânduri mai bune, declarându-se chiar mulțumit de modul cum s-a acționat și cum se acționează încă în oraș. Au fost însă și probleme, multe dintre ele în piața centrală. Aici giurgiuvenii, mai comozi din fire, nu s-au deplasat să-și mute mașinile din parcări pentru a ajuta la dezăpezire, mulțumindu-se să privească de la fereastră cum acționează utilajele. Pentru ca aceste situații să nu se mai repete, primarul a și luat o decizie, ce-i drept la nivel de idee. Multe locuri din piața centrală destinată celor care vin să parcheze mașina preț de câteva minute, atât timp cât își fac cumpărăturile, s-au transformat în locuri pentru locatarii de aici din blocuri sau un târg de mașini pentru microbuze, după cum se poate vedea chiar în spatele meu. Pentru a elimina aceste probleme, municipalitatea vrea să introducă o barieră. Astfel, cei care vin în piață și parchează preț de 2 ore au accesul gratuit, iar cei care depășesc acest timp plătesc pentru 24 de ore. Mă gândesc ca în piață, în zona de parcare, parcarea aceea care am constituit-o, să punem o barieră, 2 ore este gratuit, cine depășește 2 ore plătește 24. Până când în piața centrală din Giurgiu va fi instalată o barieră de acces, la primărie este cod roșu de dezăpezire. În acest sens s-a creat un comandament condus chiar de către primar, de unde vor fi coordonate toate acțiunile de dezăpezire din oraș. Dacă nu mai ninge, conducerea primăriei și-a propus ca până pe 5 februarie să adune toată zăpada din municipiu.